Mișcarea Populară. Aș vrea să vă prezint câteva elemente din sumar de astăzi, și anume ruperea oficială a USR și dumneavoastră guvernării, și PNL ca partid de opoziție în disidența lui Călin Popescu Tăricianu. De asemenea, aș dori să fac și câteva referiri privind ordonanța de urgență numărul 28 pe 2013, care se referă la Programul Național de Dezvoltare Locală, investiții pe care le fac autoritățile locale cu bani guvernamentali. Aș vrea să vă spun de la bun început câteva lucruri pe care toată lumea le știe și cred că, nu știu, bunul simț sau eleganța îmi permit să le tratez, să zicem, cu un limbaj elegant. Atâta timp cât USR nu mai există, deci acest partid, această formațiune politică, această organizație politică nu mai există, din start, guvernul este clar că nu are legitimitate. Că a rămas PSD-ul, că rămânea PNL-ul, că rămânea PC-ul în acest partid, în acest context de guvernare, este foarte clar că domnul Victor Ponta nu mai avea ce căuta ca premier, trebuia să-și dea demisia, indiferent că se făceau consultări sau consultările s-au făcut deja și se vede clar guvernul actual, nu, acest guvern nu are legitimitate în momentul de față. Trebuia trecut prin Parlament, pus un nou ministru, indiferent că era domnul Ponta pus sau nu, dar, repet, în momentul de față, guvernul, în opinia noastră, este ilegitim. Probabil Curtea Constituțională își va da verdictul dacă cei de la PMP ai noștri și PDR-ul vor face sesizare către Curtea Constituțională. De asemenea, același lucru pot spune și despre domnul Crin Antonescu. Domnul Crin Antonescu a fost ales într-un anumit tip de algoritm politic ca președinte al Senatului, iar în momentul de față, poziția lui ca șef al Senatului, la fel, nu mai are legitimitate. Dacă până acum se spunea că domnul președinte Băsescu este vinovat și a făcut și a gres, în această criză președintele Băsescu chiar nu a avut nicio implicare. Toată criza a fost și s-a născut doar din orgolii personale nemăsurate, doar din ambiții de a pune niște oameni pe anumite poziții. Și cei doi responsabili sunt, precum s-a văzut ultima perioadă, domnul Victor Ponta și domnul Crin Antonescu. Toată această perioadă nu a făcut altceva decât să creeze o anumită incertitudine pe piețele economice românești, dat fiind și situația din Ucraina, care știm foarte bine că este o situație deosebită. Iar faptul că cele două partide s-au războit inutil